Bine v-am găsit! Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, hostul și organizatorul. Mă bucur să văd fețe noi și fețe vechi. După cum puteți vedea, astăzi vorbim despre DevOps cu Andrei aici de față. La final, o să am o mică surpriză așa, care nu am... Vreau să fac un anunț public referitor la Meetup, vreau să lansez ceva. Sibiu Meetup-ul găsiți pe toate canalele de social media. Suntem live stream pe YouTube, deci în cazul în care aveți colegi, prieteni care nu au reușit să ajungă, poate să intre pe live stream. Eu cam atât am avut de zis. Îi predau cuvântul Andrei. Mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să spun că prezentarea aceasta în sine nu vreau să fie un simplu slideshow. Vreau să fie ceva deschis, să comunicăm, pentru că ăsta este spiritul DevOps în sine. E o metodologie care este mai mult legată de... Este mai mult o metodologie din punct de vedere filozofic decât este una tehnică. Contează foarte mult colaborarea, așa că aș dori să ținem spiritul acesta activ și aici. Și un alt punct pe care aș vrea să îl subliniez este faptul că prezentarea în sine am făcut-o în engleză, în ideea că prezentările trecute au fost făcute tot în engleză, acum se vorbește din nou română, așa că textul de o să-l vedeți și o să fie în engleză și eu o să vorbesc în română. Cât despre mine, eu mă numesc Andrei Datcu, lucrez ca DevOps Engineer la Scriptix. Eu sunt focusat în mare parte să creez environment-uri de Unix cât mai eficiente posibile, cât mai sigure, stabile și mă folosesc de zeci de tehnologii diferite, incluzând OCI, orice ține de Linux, de kernel, mă bag acolo unde trebuie, CI/CD, automatizare, cloud, absolut orice. Bun, înainte să trec la următorul slide, cuvântul DevOps în sine este o combinație dintre development și operations, după cum sugerează și numele. Așa că va trebui să luăm fiecare parte și să o explicăm, să înțelegem ce înseamnă mai exact partea de development și ce înseamnă partea de operațiuni. Așa că, în prima parte, o să discutăm despre development și ce este el mai exact. Deci, ce este development-ul? Partea de software development în sine înseamnă să scrii și să întreții cod. Asta pe scurt, deoarece, într-un spectru larg, software development-ul înseamnă mult mai mult. Asta înseamnă să plănuiești, să faci design, cod în sine, după care partea de deployment, maintenance, ceea ce înseamnă să, după ce proiectul este lansat, update-uri continue și înseamnă mult mai mult decât pur și simplu să scrii cod. Tocmai de aceea există mai multe approach-uri pentru development. Unul dintre cele mai populare este cel agile, de care sunt sigur că majoritatea ți-a auzit. Și acum o să mă focusez puțin ce înseamnă mai exact metodologia Agile. Agile este o metodologie de management, să zic așa, a unui proiect, atât cultural cât și tehnică, deoarece mă refer culturală, mă refer pentru că colaborarea este foarte importantă între membrii echipei. De asemenea, este foarte important feedback-ul de la client, de obicei, pentru că prin feedback-ul de la client putem să îmbunătățim proiectul cât mai mult și, de asemenea, am zis de colaborare, pentru că odată ce învățăm să colaborăm cu membrii echipei, putem să optimizăm mult mai mult workflow-ul și să ajungem la niște release-uri de software mult mai rapide. Și, de asemenea, este foarte flexibil în sensul în care, dacă apar requirement-uri care trebuie să fie schimbate, se poate face asta foarte ușor. Acum o să ne uităm puțin, am pregătit un flowchart cu fiecare pas din acest flow, din acest life cycle. Și primul pas în Agile Development este faza de plan. Aici se iau în calcul absolut toate cerințele clientului, se adună echipa și se stabilește un roadmap care va fi urmat pe parcursul proiectului. După care este faza de design. În faza de design,
se stabilesc următoarele detalii, ceea ce țin de interfață, dacă este nevoie, de ce fel de framework-uri sunt folosite în spate, baze de date, etc. Orice ține de proiect în sine, de design, aici este stabilit. În următoarea fază, faza de cod efectiv, unde se scrie codul efectiv după requirement-urile care au fost stabilite, după roadmap-ul stabilit în fazele anterioare. În faza următoare este faza de testare, iar aici în corporații, să zic așa, în business-urile mai mari, aici există echipe speciale de testare, de quality assurance, care vor lua proiectul, îl vor testa dacă există bug-uri, erori, orice problemă de securitate care apare și vor fi raportate către developer, tocmai în ideea de a fi rezolvate. Și după ce este testat proiectul, ajungem în faza de deploy. De aici proiectul este preluat de către echipa de operațiuni sau de infrastructură, unde este pus într-un live environment, tocmai pentru a fi în final văzut de client. Aceasta este faza de review. Clientul va vedea cum este proiectul, în ce stadiu se află, înainte de a fi lansat. Aceasta este partea de reviewing. Și în final, dacă totul este cum trebuie, se face lansarea oficială, adică proiectul este deja într-un environment de producție, este lansat către end-useri și aici toată lumea poate să-l acceseze. Și ceva se întâmplă. Și nu am idee ce se întâmplă. Foarte mișto. O, da. A revenit. Nu știu. Da, că acum... Da, s-a speriat laptopul de Agile Development. Aveți întrebări între timp? Dacă am zis de Agile. Dacă aveți orice fel de întrebări? Ok, cam asta înseamnă... Asta e life cycle-ul la Agile. Și am zis să discut despre Agile pentru că cam toți software developerii știu de el, este cel mai apreciat, cel mai folosit life cycle. Iarăși se întâmplă chestia asta, revenind. Așa, software development în sine este un proces foarte complex, nu este atât de simplu precum pare, nu este doar cod în sine. Da, ok. Este un proces foarte complex, nu include doar cod, include foarte mult plănuit, foarte mult brainstorming și tocmai de aceea au apărut aceste metodologii tocmai pentru a optimiza workflow-ul. Și Agile este atât de renumit deoarece el pune foarte mult accentul pe feedback-ul clienților, pe feedback-ul oamenilor care folosesc proiectul și în special pe faptul că pe parcursul proiectului el se îmbunătățește cu fiecare proces în sine. Aveți întrebări? Mulțumesc. Așa, acum că am înțeles ce este software development-ul, am zis mai devreme în partea de deployment că codul în sine, proiectul, este preluat la un moment dat de partea de infrastructură. Aici intervine treaba de infrastructură, la care foarte multă lume se pierde, da? Nu merge? Mișto, deci am vorbit până acum și nu s-a auzit. Da, e bine. Important e că ați auzit voi, exact. Așa, și odată ce este preluat de infrastructură, aici nu mai este partea developerilor, aici este strict de operațiuni. Așa că să înțelegem ce este mai exact infrastructura. Infrastructura în sine, în primul și în primul rând, nu este ceva universal, cum o să vedeți, dar in a nutshell, să zic așa, basic-urile rămân, adică avem o parte de hardware și software. Și ce contează foarte mult este faptul că cele două interconectate creează o infrastructură. Iar în absolut orice organizație care ține de tehnologie, este foarte importantă infrastructura pentru a oferi procesele vitale organizației.
Acum că am zis de hardware și de software, să luăm fiecare component în parte și să discutăm. După cum am spus, nu este ceva universal, pentru că fiecare infrastructură în parte este făcută după cerințele pe care le cere ori proiectul, ori organizația în sine. Dar trei componente mari și late rămân în absolut orice infrastructură. Avem sistemele în sine, care sunt serverele, storage-ul, unde sunt stocate datele, și networking-ul. Aceste trei componente sunt cruciale pentru părți de procesare, de, după cum am spus, să stocăm date și să activăm conexiunea dintre diferitele dispozitive sau microservicii care există în proiectul respectiv. Dar toate aceste componente, nu poți să iei pur și simplu două servere, să iei un cablu, să bagi un cablu într-un server și în celălalt și să te aștepți să meargă. Din păcate, lucrurile nu funcționează așa, iar aici intervine partea de software. Pentru că software-ul este cel care creează conexiunea între ele cu adevărat. El este cel care stabilește comunicarea. Spre exemplu, am zis aici că un hypervisor, care el este folosit pentru a manageria mașini virtuale, el de asemenea se ocupă și de backup-uri, el se ocupă și de networking, el poate să stabilească adrese IP ori automate locale, ori dacă vrem să punem IP static, putem să facem și asta și prin el putem să stabilim conexiunea între alte servere sau servicii. Întrebări? Unde ai include partea de firewall, de exemplu? Partea de firewall este esențială și eu aș include-o în partea de networking. Pentru că în partea de firewall, aici tocmai că intervine comunicarea. Spre exemplu, dacă tu ai un port blocat pe un server din firewall, nu o să poți să accesezi serverul pentru că nu ai conexiune. Firewall-ul eu l-aș pune la networking pentru că asta este în final. Ține strict de conexiune. Asta e ca să restricționăm accesul către un server sau putem să oferim accesul către el sau viceversa. Alte întrebări? Ok. Acum o să trec la un alt topic foarte interesant în infrastructură. Probabil ați observat foarte mult în ziua de azi este push-ul ăsta către cloud și absolut peste tot cuvântul mare pe lângă AI este cloud-ul. Așa că am zis că ar fi perfect să fac o comparație între o infrastructură tradițională și una de tip cloud, deoarece multă lume nu cred că observă aceste diferențe. În primul rând, o infrastructură tradițională. O infrastructură tradițională este on-premises, adică trebuie să ai serverele fizic, se află efectiv în organizația ta, sunt servere fizice, ceea ce înseamnă că tu ai control asupra lor complet. Poți să faci absolut orice vrei cu ele, poți să instalezi orice fel de hypervisor dorești. Însă cel mai mare drawback la această infrastructură este costul. Serverele, după cum știți, echipamentul de servere în general este extrem de scump. De asemenea, cum tehnologia evoluează zilnic, apare problema de scalabilitate, în sensul în care la un moment dat tot sunt depășite acele servere, apar, nu știu, procesoare mult mai puternice, mult mai eficiente din toate punctele de vedere și tocmai de aceea nu putem să scalăm mai departe dacă proiectul ajunge să ceară mai multe resurse. Și de asemenea, bineînțeles, in-house maintenance, deoarece au nevoie de mentenanță. Dacă apar o problemă, nu știu, se strică un hard drive și va trebui schimbat, trebuie schimbat de cineva cu cunoștințe din firmă, un system administrator sau oricine de la operațiune IT. Și pe partea de cloud, push-ul acesta a apărut în primul rând pentru că este foarte accesibil. Este în primul rând remote. Asta însemnând că nu trebuie să ai serverele fizice la tine în organizație. De asemenea, este foarte ieftin, foarte accesibil pentru toată lumea. Adică oricine poate acum să-și cumpere un VPS cu 5 euro, spre exemplu. Dacă vrei să-ți faci un site, este mai accesibil ca niciodată. De asemenea, este și foarte bun din punct de vedere al scalability-ului,
deoarece dacă dorești mai multe resurse, poți oricând să le ceri de la providerul de la care ai infrastructura. Și după cum am spus, mentenanța este redusă, deoarece nu trebuie să le menții, tu nu trebuie să le faci mentenanță, în sensul dacă se strică un hard drive, cum am dat exemplul anterior, nu este datoria ta să îl schimbi, este datoria celor care îți oferă acest serviciu. Aveți întrebări? Da. 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 Exact. Și curentul e... Un sistem cloud, fiind de obicei un sistem într-un data center, tier 3, tier 4, asta înseamnă că întotdeauna ai egal ce se întâmplă serverul în momentul. Da, exact. Asta este un punct foarte bun. Faptul că dacă, spre exemplu, cum a zis și domnul, dacă pică curentul, spre exemplu, ai pierdut tot. La o infrastructură tradițională. În schimb, la o infrastructură de tip cloud nu există această problemă. Da? Vreau să întreb în legătură cu cost efectiv la infrastructura cloud. Ok. Anumite platforme, din ce știu, oferă servicii în care te tarifează în funcție de trafic. Da. Bun. Ce se întâmplă în cazul meu ta? În sunt foarte multe request-uri către site, către baza de date. Bun, întrebarea, din nou iarăși s-a întâmplat ceva cu monitorul. Scuzați-mă puțin, în primul rând, iarăși se întâmplă ceva și... Da, avem probleme tehnice. De la asta? Stai, cred că știu de la ce e și pot să-l rezolv eu acum. Portul ăsta cred că trebuia. Exact. Am rezolvat problema. Pentru moment. Așa. După cum ai spus, da, asta e o problemă cu cei care te taxează pe trafic. Dar în cazul acesta, eu zic că cel mai bine ar trebui făcut un tichet, spre exemplu, către suport pentru a explica care este situația. Pentru că asta deja nu mai ține de tine. Din nou, cum este vorba de cloud... Aici nu poți să controlezi tu traficul care îți vine. Și cred că cel mai bine e să-ți setezi securitatea așa cum trebuie. Ori da. Manageriezi tu totul, chiar dacă e în cloud, dar setezi firewall-ul și access rules. Da. Sau sunt servicii... Proxy-uri. Cumperi doar servicii de... De exemplu, doar tu îți folosești aplicația și nu te interesează partea de patching, partea de update-uri, partea de security. Exact. Asta o face cloud provider. Exact. Exact. Un alt lucru foarte bun în partea de cloud și ăsta vă sfătuiesc pe toți să-l folosiți. În cazul în care aveți un site sau orice serviciu care este în web, eu vă recomand să folosiți Cloudflare, tocmai pentru că are partea aceea de proxy. Asta înseamnă că IP-ul vostru este ascuns în spatele unui IP de la Cloudflare și serverul vostru nu poate fi accesat, cel puțin nu atât de ușor. Precum ar putea în mod normal. Asta e o recomandare mai așa, nubiș. Da. Da, și asta este un lucru. Da. Și legat de trafic, fiecare serviciu în cloud are un trafic aferent. Acum, dacă te pușești acel trafic, plătești. Nu este, deci tu ai un 10 tera sau 20 da. Tera, 100 de tera. Da. Ăsta e un trafic normal pentru un site normal. Da. Când vorbim de site-uri cu foarte mare trafic, este altceva. Când vorbim de atacuri, acel trafic nu se pune ție în cât. Nici măcar de ABC sau de Google. Pentru că ei răspund dacă ei... Da, au un plan de mitigare, spre exemplu, la DDoS sau... Până la 5 tera, până la 10 tera, până la 100 tera. Da. Și atunci, eu răspund. Și traficul ăla trebuie să țin. Noi avem atacuri și de aproape 80, 100 de tera. Da. Trebuie să țin traficul ăla în spate. De-aia am multe linii
Da. Capacitate foarte mare, nu pentru că aș face trafic. Traficul nostru normal este pe undeva sub 5 tera. Da. Dar eu am 150 de tera de bandă de internet pentru atacul de pe capacitate. Da. Așa este. Într-adevăr. Da. Da, și asta se poate face. Da. Da. Partea de private cloud, asta însemnând că, spre exemplu, îți iei tu un server dedicat să-l folosești pentru tine. Și să-l accesezi de oriunde. Depinde de soluție, da. Asta da. Eu am mers pe prezumția că poți să folosești un provider public, cum sunt, nu știu, Linode sau lucruri din astea basic pentru un VPS. Dar într-adevăr, dacă vrei ceva privat, dacă vrei ceva mai mare, mai puternic, să-l folosești pentru tine, pentru scopul tău, în cazul acesta, eu recomand servere dedicate. Nu. A, ok, acum am înțeles la ce te referi, scuze. Da, acum am înțeles la ce te referi. Da. Ajungem acolo, ajungem la partea aia. Îmi dau seama că sunteți nerăbdători de partea aia, dar am zis să luăm pe parcurs să vedem ce înseamnă fiecare. Deci, key takeaways de la IT Infrastructure. Este esențială pentru absolut orice organizație care are legătură cu tehnologia. Este o combinație dintre hardware și software pentru a face suportul operațiunilor, pentru procese. Și o infrastructură modernă, în ziua de azi, înseamnă în mare parte cloud. Pentru că este mult mai flexibilă și în cazul în care vrem ceva mai mult, putem să primim acel lucru de la providerul cloud. Acum trecem la partea de DevOps, cea la care... Da. Da. Internet of Things. Da, deci are niște componente hardware care le instalezi, să le gestionezi, trebuie să le... Da. Schimbă ceva sau ce abordare ar fi de interfață? Acum, depinde la ce te referi, ce fel de dispozitive Internet of Things, pentru că asta înseamnă foarte multe. Există de obicei tot felul de dashboard-uri de, ca să poți să manageriezi astfel de dispozitive smart, cum se numesc ele. Da. 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 Aici intervine networking, software. Nu neapărat, bine, și fizic, evident, dacă sunt wireless sau wired. Clientul are mobil, aplicație pe mobil. E tot cloud, e tot așa, dar
poate trebuie să gestionezi și mobilele sau rollout-ul pe mobile sau chestii de genul ăsta. Se aplică conceptualul ca tot ce povestim aici, nu? Da. Conceptual, da, se aplică în orice fel de operațiune. Dacă ai ceva, din nou, aici ajungem la punctul DevOps, pentru că DevOps în sine nu are o definiție universală. Pentru că, da, din denumire ne dăm seama, înseamnă să combini workflow de development și de operațiuni. Însă, DevOps în sine nu e doar partea tehnică, cât e și partea de colaborare, partea filozofică, să spun așa. Pentru că primul și primul rând, DevOps trebuie să închidă, să scoată această greutate de a colabora între operațiuni și development. Pentru că una dintre cele mai mari probleme sunt oamenii, de ce să spunem greșit. Spre exemplu, dacă ai un proiect, cum am zis la partea de deployment, dacă vrei, spre exemplu, să îi dai la dacă vrea developerul să-i dea la partea de operațiuni un proiect și developerul a scris codul, dar nu a luat în seamă environmentul în care o să fie scris. De multe ori se întâmplă asta într-un flow normal. Aici pot să apară foarte multe probleme. Dar ajungem la partea de flexibilitate a DevOps-ului, pentru că aici DevOps-ul în sine, când vorbim de o echipă DevOps, nu există un set specific de tool-uri pe care îl folosim. Asta înseamnă că putem să folosim orice tool de care avem nevoie și, din nou, orice tool îl alegem și în funcție de requirement-urile pe care le avem. Și DevOps în sine, asta înseamnă că trebuie să ai foarte multe cunoștințe ca inginer DevOps. De asta, de multe ori, ei sunt priviți ca jack of all trades. Pentru că trebuie să ai cunoștințe și în development, trebuie să ai cunoștințe și în operațiuni, și în cloud, automatizare, etc. Trebuie să ai foarte multe cunoștințe în foarte multe domenii. De asta este privit ca un jack of all trades. Acum să trecem la cum arată life cycle-ul de DevOps. Probabil ați mai văzut flowchart-ul ăsta, dar o să vi-l prezint. Partea de planning este exact la fel ca cea de la development, la fel și cea de cod. Însă lucrurile încep să vină, să fie diferite în partea de build. Pentru că în partea de build, proiectul în sine este compilat, să zicem, și el este dat mai departe unui software automatizat, să zic așa, de testing. În partea de software development am zis că aici, spre exemplu, o echipă de QA poate să facă partea de testing. În partea de DevOps urmărim foarte mult automatizarea, care este un punct cheie. Aici există foarte multe tool-uri care pot să-ți testeze softul, proiectul în sine pentru orice fel de eroare, orice fel de bug, orice fel de vulnerabilitate care există și primești un raport bazat pe tot ceea ce a găsit el. După faza de testare, vine partea de release. Aici înseamnă că codul în sine este preluat din environmentul de development și pus pe un live environment. Din nou, acest lucru poate să fie automatizat. De obicei, ca să ajungem din partea de development în partea de live environment, se folosesc foarte multe tool-uri. Depinde ce approach avem. Dacă avem unul de virtualizare, putem să folosim containere diferite sau infrastructure as code, cum o să vedem și mai încolo după acest flowchart. Și prin automatizare, din nou, tot prin tool-urile automatizate, el este luat dintr-un development environment și pus într-un live environment de producție. Iar în partea de deploy, în sine, proiectul este lansat oficial către end-useri. După partea de deploy, am uitat să menționez, în partea de deploy, de asemenea, se poate face și prin pipeline-uri CI/CD, din nou automatizare. După care avem partea de operate. Aici cei de pe partea de operațiuni vor verifica orice fel de probleme care apar. Spre exemplu, dacă apare, nu știu, rămâne serverul fără spațiu, trebuie să se ocupe de asta, dacă este load prea mare, trebuie manageriat, lucruri de genul. Astea sunt rezolvate de partea de operațiuni, dar din nou,
aceste lucruri trebuie cunoscute într-un fel sau altul, dacă apare o problemă cu serverul, nu de la end user, ci dinainte ca să poată să fie mitigată, așa că există partea de monitorizare. Prin monitorizare putem să fim notificați în cazul în care apare orice fel de problemă, putem să vizualizăm date în timp real legate de serviciul pe care îl avem și putem să mitigăm orice fel de problemă care apare. Și tocmai de aceea este partea aceasta de DevOps. Dacă observați, avem flowchart-ul în sine este codat în două culori. Avem o nuanță de albastru mai închis și una mai deschisă. Deoarece pe partea din stânga avem partea de dev, iar în partea din dreapta avem ops. Dar ideea în sine este faptul că ele două comunică una cu cealaltă prin automatizare. Deoarece majoritatea operațiunilor care sunt făcute pe partea de operațiuni sunt automatizate. Iar codul care este scris de developeri este scris în așa fel încât să ia în calcul environmentul în care o să ruleze. Aveți întrebări? Da? Ok. Diferența între release și deploy. Aici recunosc că m-am încurcat și eu puțin. Diferența între release și deploy este momentul în care tu faci release-ul, este când iei codul de pe development environment și îl pui pe un live environment. Deploy-ul este momentul în care, spre exemplu, rulezi un pipeline de CI/CD ca proiectul să fie live, să fie live către userii finali. Da? Da. În viața reală. În viața reală apar alți factori care tu în virământul de test care vă dai, nu ți apar. Și poate să-ți apară, poate să-ți încarce memoria. Da. Poate să-ți conduce procesorul. Dintre capul meu, poate planning și release, aș face cu altă culoare care e mix de cele două ori. Mhm. Da. Atunci release-ul e logic, e de business, de produs, pe când deploy efectiv e... Da, eu n-am luat în parte, în calcul partea asta de business în sine, eu am luat workflow-ul în sine dintre developeri și operațiuni. Pentru că la partea de release, spre exemplu, ca ai un date în care trebuie să lansezi proiectul sau așa, asta deja, da, ține și de operațiuni și de development, dar aici implică mai mult și business. E planificat pentru un... E planificat și pentru un feature token, pot să zic, rollout pe number da. User, sau pot să zic feature rollout numai pe zona respectivă. Sau... Și atunci, pentru mine, release-ul e de business, e ăla duce valoare. Da, da, da. Într-adevăr, dacă butonul ăla de pe ecran necesită release softul care e pe ecran, ceva pe backend, ceva pe fază de date, toate astea trebuie să le pot face release independent și când toate trei componentele au fost deployate, atunci apar on la buton sau ce feature respectiv. Asta acum pentru mine release-ul e mai... Înțeleg. Înțeleg ce vreți să spuneți. Acum să trecem la partea în care efectiv discutăm despre cum se închide acea problemă de comunicare între operațiuni și development. În primul și în primul rând, partea de colaborare. Aici este greu. Din nou am menționat faptul că combinăm două workflow-uri total diferite, infrastructură și development, ceea ce înseamnă că asta impune faptul că ambele echipe au responsabilități pe care trebuie să le împartă și de asemenea trebuie să împartă între ei și idei, feedback, orice apare, trebuie comunicat între cele două echipe. De asemenea, pe partea de development trebuie luat în seamă environmentul în care o să ruleze codul și odată ce sunt luate în calcul toate aceste detalii, colaborarea în sine rezolvă multe probleme. Pentru că apare după și partea de automatizare. Dar am dat și mai devreme exemplul că
una dintre cele mai mari probleme este perioada în care codul ajunge de la developeri la operațiuni. Acolo este cea mai mare problemă. DevOps tinde să rezolve această problemă. După care avem partea de automatizare în sine. După cum am spus, DevOps este mai mult ideea că automatizăm cât de mult putem. Pentru că automatizarea în sine reduce timpul în care putem să ridicăm proiectul, să punem proiectul în picioare și cu ajutorul pipeline-urilor de CI/CD sau orice fel de automatizare și de build a, cum îi spune, a proiectului și de infrastructure as code ca să facem un VM, o să vedem mai încolo cum se face mai exact, pur și simplu facem procesul să fie mult mai streamlined, mult mai ușor. De asemenea, cum automatizăm lucrurile, asta înseamnă că oamenii în sine nu intervin în procesul de deployment, spre exemplu, ceea ce înseamnă că există mai puține șanse de erori. Și, după cum am spus, există partea în care salvăm timp și resurse. Echipele în sine ajung să cunoască proiectul mult mai bine și astfel pot să facă release-uri mult mai rapid și să răspundă mai rapid customerului legat de proiect. După care ajungem la partea de continuous improvement and delivery. A nu se confunda cu CI/CD, care înseamnă continuous integration and continuous development, deoarece odată ce echipele lucrează la acest proiect, fac release-uri constante, ajung să cunoască mult mai bine proiectul, dar de asemenea un alt punct cheie în DevOps este experimentarea. Odată ce ajungem să experimentăm cu cât mai multe tehnologii, ajungem să le cunoaștem, putem să optimizăm proiectul pentru viteză, pentru resurse, să folosească poate mai puține resurse. Prin release-uri noi ajungem din nou să cunoaștem proiectul mai bine, ceea ce înseamnă că putem să minimalizăm orice fel de lucruri care sunt redundante și, după cum am spus, am încheiat cu fix cu ce am spus mai devreme, faptul că cu fiecare update, cu fiecare release, proiectul este mult mai rafinat. Întrebări? Da? Cel mai mare gap? Da. Pentru mine, ca să fie echipa de DevOps, trebuie să ai o echipă self-contained. Da. Ce-i trebuie, da? Unde din experiența ta e cea mai mare gap? Este chiar exemplul pe care l-am dat aici. Perioada asta de handover dintre development și operațiuni. Aici apare problema cea mai mare. În echipele tradiționale, cum sunt Agile și IT Infrastructure, aici apare problema cea mai mare. Pentru că developerii în sine, da, fac codul, dar după ajunge la operațiuni, operațiunile nu au habar exact despre proiect. Spre exemplu, a fost scris în PHP. Ok, dar ce versiune de PHP? Asta contează foarte mult. Tocmai de aceea, în echipele DevOps, există colaborarea asta, tocmai ca developerii să ia în calcul environmentul în care o să ruleze, și cei de la operațiuni să știe cum să creeze acest environment. Deci da, asta este părerea mea. Poftim? Da, când există chestia asta să colaboreze. Da, hai să facem împreună acel ceva. Ăsta este spiritul DevOps, adică colaborarea în sine. Și faptul că proiectul de la bun început, el este gândit din ambele puncte de vedere, nu doar din punct de vedere tehnic, gen development. Da. Da, exact. Totul pleacă de la oameni. De asta am spus că și rolul în sine de DevOps este unul mai mult filozofic decât unul tehnic. Este și tehnic. Da, este și tehnic. Tocmai de asta am pregătit și niște exemple de tool-uri
care sunt des folosite într-un proiect DevOps și o să luăm fiecare fază din ciclul DevOps în parte și o să dau niște exemple de tool-uri, dar o să vedeți că între anumite faze tool-urile astea sunt interschimbabile. Începem cu faza de planning. Probabil ați mai văzut aceste platforme, să zic așa, de ticketing, de Kanban boards, pentru requirement-uri, pentru task-uri. Există Jira, Asana și Trello. În următorul punct avem build și deploy. Astea două le-am pus împreună pentru că, spre exemplu, în partea de build, tu poți să-ți faci un proiect să-l ai în Docker, să ai un development environment pe care să-l împarți cu toți, dar asta nu te oprește să faci și production environment-ul tot în Docker sau orice altă alternativă OCI, cum este și Podman, Kubernetes, etc. Dacă nu te interesează partea de containere, există întotdeauna Terraform sau orice altă formă de infrastructure as code ca să poți să faci deploy la un VM cât mai rapid și automatizat. De asemenea, există și Ansible pentru task-uri automatizate, cum ar fi update-uri sau build al proiectului în sine și Jenkins. Iar aici am dat ca exemplu GitLab, dar orice server de Git este necesar, consider eu, în absolut orice proiect sau orice fel de version control. Orice server de Git este foarte bun. Există și GitHub, bineînțeles, toată lumea știe de el, Giti, etc. Și majoritatea acestor platforme implementează și pipeline-uri de CI/CD. Cum este la GitLab, există GitLab Runner pentru pipeline-uri de CI/CD, la GitHub există GitHub Actions, etc. Sunt foarte multe exemple. Aveți întrebări? Ok. Trecem la partea de testing. Am zis că sunt foarte multe tool-uri specializate pentru testare. Și din punct de vedere al securității și erori, bug-uri ce există, avem Snyk, StackHawk și Zephyr Scale. Ele sunt tool-uri foarte bune, după cum am specificat, pentru automatizarea testelor ale aplicației. Da. 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 Asta, de asta am zis și din punct de vedere al vulnerabilităților și toate. Da, nu e Aleodor aici. Exact, că el știe mai bine. Și partea de monitorizare. În partea de monitorizare poți să monitorizezi atât infrastructura și separat proiectul în sine, cum dacă aplicația este sus sau jos. Dar în același timp putem să și combinăm acest lucru. Am dat aici ca exemple Nagios, aici fie că este Nagios Core sau XI, varianta de business. Poți să-l folosești pentru infrastructura în sine, să monitorizezi resursele infrastructurii ale serverului. De asemenea, am dat ca exemplu și Cinga, care este fork după Nagios Core. Dar dacă vrem monitorizarea, să zic, și a unei aplicații, cât și a infrastructurii, putem să folosim Prometheus și ca să vizualizăm metricurile în sine, putem să folosim Grafana. Iar varianta cea mai ușoară și cea mai accesibilă pentru toată lumea, mie mi se pare New Relic, deoarece ai nevoie doar de un agent. Monitorizarea toată se face pe partea lor, au ei environmentul lor. Agentul acela preia toate detaliile pe care le ai deja legate de server. Dacă ai containere, dacă ai baze de date, orice, porturi deschise și ți le arată toate frumos în interfața lor. Da, exact. Și aplicații de frontend, orice știe să monitorizeze și agentul ăla identifică automat și îți zice în momentul instalării dacă ai un anumit proiect, spre exemplu, dacă ai o bază de date, dacă vrei să o monitorizezi, dacă vrei un container anume, etc. Întrebări? Da, pe fiecare mașină în parte, fie că este VM sau server în sine. Da. Da, exact. Este un pachet de Linux care... Da. Sau pull, adică
logurile sunt luate automat de către agent și poți să vezi și logurile în real time pe New Relic. Eu totuși personal folosesc Nagios, dar pentru cei care abia intră în acest field și vor să fie totul cât mai ușor și cât mai robust, New Relic n-ai cum să dai greș. Da, Grafana în combinație cu Prometheus. Da. Grafana în combinație cu Prometheus este o decizie foarte solidă, să zic așa. Este foarte bazată. Pentru că este foarte stabil și poți să vezi foarte multe prin Prometheus. Foarte multe detalii. Inclusiv legate de serviciu în sine. Unde aș integra Portainer? Clar l-aș pune între adică l-aș pune pe Prometheus și Grafana. Nu l-aș pune neapărat în Nagios, pentru că Nagios eu tind să cred că este mai mult pentru resurse vitale ale serverului. CPU, memory, etc. Ce faci tot la monitor, practic. E tot un punct de monitorizare. Da. Da. Eu dacă aș vrea, spre exemplu, să văd dacă Portainer e sus, ce are el acolo sau așa, prin Prometheus cu Grafana poți să vezi foarte frumos acolo și se integrează foarte frumos. Sau direct pe Portainer, da. Dacă vrei totul să ai într-un singur loc, folosești Prometheus și Grafana. Alte întrebări? Da, au și ele echivalentul lor, să zic așa. Da. Aici să vorbim și de DevOps. Eu sunt firmă de DevOps. Eu, de exemplu, tratez două, adică am două programe. Kibana. Da, Kibana. Chestii în general, ca să văd fiecare mașină în față cu trafică, mai mult trafic, mă încerc să vorbim. Da, da, da. Normal. Da. Și atunci n-am cum să instalezi ceva. Dar când ești pe dezvoltare, ești la tine în casă. Da. Tine în casă faci ce vrei. Normal. Deci aici s-a vorbit de DevOps, nu s-a vorbit în general. Pe cloud, bineînțeles că noi ne monitorizăm. Eu monitorizez și ops-ul pe care le faci tu pe hard disk-ul la o mașină virtuală. Pentru că nu-mi convine să-ți dau tu, de exemplu, să-mi pui în fund un storage. Normal. Sau în casă. Da? Sau pentru un site web să mănânci toate CPU-urile de pe un server. Da. Dacă nu plătești pentru ele, la noi se cât plătești, cât consumi. Deci pe mine mă interesează mai mult să te monitorizezi ca să te pun la toată. Nu să văd ce erori ai. Bineînțeles că văd și dacă ai erori. Acum poți să-ți spun sau poți să nu-ți spun. Da. Da. Tocmai de aceea multe, mulți provideri de cloud au implementat un fel de mitigare DDoS. Tocmai de aceea. Există, spre exemplu, path.net sau așa. Da. Da, exact. Și o altă, uite că ai spus de chestia asta de monitorizare, că unii clienți nu-ți permit să instalezi un agent la ei. E și normal. Dar dacă vrei să monitorizezi tot, spre exemplu, ai un hypervisor pentru VM-uri care rulează, spre exemplu, Proxmox, poți să instalezi Nagios pe Proxmox și există plugin-uri nenumărate, sunt speciale care monitorizează VM-urile astea, QEMU, KVM. Orice ar fi. Da. Fiecare mașină parte și pentru clusterul în sine. Da. Pentru cloud în sine. Da. Dar ele sunt foarte superficiale.
Exact. Sunt doar așa, cât să vezi niște metricuri. Da, eu mă refeream acum la monitorizare în sensul în care ești notificat dacă apare o problemă, dacă ceva pică sau așa. Nu doar să vezi acolo, bă, folosesc cam atâta CPU sau nu știu ce. Mă refer monitorizare, ești alertat în cazul în care se întâmplă ceva. Tocmai de asta mă refeream la Nagios instalat direct pe Hypervisor. Da. La mașina virtuală. La private cloud fac totul privat pentru tine. Sunt cu totul și cu totul alte setări decât cele normale. Tu poți să-ți închizi, de exemplu, toate porturile. Poți să nu mai ai comunicare cu extern decât într-un VPN. Voi faceți ceva testare ca și hosting? Dacă plătești, dacă plătești, bineînțeles. Instalarea se face automat. Tu, de exemplu, vrei să instalezi un Windows Server 2019. Instalarea se face automat, îți dă mașina automat, îți facem câteva minute. Restul de setări trebuie să le faci. Păi nu, tocmai de asta am zis de la bun început, că nu vreau să fie un slideshow pur și simplu, să fie o discuție, să fim în spiritul ăsta. Că... Da. Front-end și back-end. Exact, și aia e. Fiecare cu cine putea. Exact. Altă întrebare. Da. Vreau să scalez infrastructura în funcție de load. Aici... Cum o fac? Ce proces? Ce ar trebui să folosesc din ce ai? Când vrei să scalezi infrastructura... Scuze. Da. Și poți să renunți la developer. Da. Da. De asta am pus build-ul și deploy-ul împreună. Deci ar trebui să fac scaling în funcție de niște monitorizări. Nu știu care a fost să facem chestia asta. Da. Care vezi de cât e load-ul și dacă load-ul trebuie să zicem de 80%, nu mai pornește o mașină virtuală. Asta aici vine intervine high availability sau load balancing, mai bine spus, load balancing. High availability e și în cazul în care dacă îți pică unul din servere, e mereu unul acolo, clona lui, care e în picioare și poate să intervină în cazul în care pică unul. N-ai pentru ce. Care se face,
aia spuneam că noi acum îți dăm bani și de resurse. Noi nu îți dăm o mașină de tot. Îți dăm 500 de CPU-uri și îți dăm 1 tera de memorie și 10 tera de nuclee. Întrebarea mea era dacă timpurile care sunt pe tablă, să zic așa, cu care poți să scalezi infrastructura în care... Cumva una e dacă scalezi manual, deci se face automat. Cu Terraform, da. Poți să faci și o astfel de automatizare. Mulți cloud provider oferă deja asta built-in, cum e la AWS, Scale on Demand sau așa și la Azure și la Google Cloud. Dar poți să... Da, poți să faci și tu ceva de genul, să automatizezi prin alerte sau așa, să se facă scaling automat. Tocmai de asta există o grămadă de tool-uri. Cu Terraform poți să faci scaling automat. Poți să folosești și Ansible în această combinație, în funcție de alertele care îți vin. Sunt zeci de mii de moduri. De asta nu există oricum infrastructură care să fie la fel. Sunt zeci de mii de approach-uri pe care poți să le iei în funcție de cerințe. Da, Jack of all trades. Exact. Dar acum trecem la concluzie. DevOps în sine este un rol care e bazat pe colaborare, automatizare și continuous improvement. Asta înseamnă că prin fiecare iterație ne îmbunătățim proiectul, devine din ce în ce mai bun, din ce în ce mai rafinat. Și dacă ne focusăm pe aceste principii, DevOps poate să îmbunătățească comunicarea între echipă. În mare parte, DevOps promovează partea asta de experimentare, deoarece prin experimentare putem să descoperim un lucru nou, un lucru bun, care poate să îmbunătățească proiectul. Iar în final, goal-ul cel mai mare este de a accelera life cycle-ul de development al unui proiect. Și în același timp să fie infrastructura cât mai stabilă posibil. Și slide-ul final. Vă mulțumesc! Da, acum e momentul să puneți întrebări, dacă vreți să continuăm discuția. Ziceai că de la început că e important să fie parte de colaborare și comunicare în echipă sau chiar inter-echipe. Da. Ce poți să faci când lipsește această colaborare? Păi când lipsește această colaborare, apar problemele acelea, cum am zis, de handover-ul dintre development și infrastructure. În cazul ăsta, aici ține total de oameni, nu este ceva ce poți tu în mod special să controlezi. Știi, dacă cineva nu are mindset-ul ăsta, nu vrea să schimbe ceva, deja it's a lost battle. O să fie complicat. Exact. Da. Adică low level. Da, exact. Da. Normal. Sunt alte interfețe, sunt alte protocoale pe care tu trebuie să le prinzi în software. Și e crește, dacă nu se vorbește, nu se comunică. Spre exemplu, tu, dacă ești developer și să zicem că știi de Samba, probabil o să folosești ca comunicare protocolul la Samba și să zicem că infrastructura e făcută pe NFS. Nu o să comunice, nu o să meargă. Tocmai de asta intervine partea asta de colaborare, să scrie codul în funcție de environmentul în care o să ruleze proiectul în final. Toate lucrurile astea sunt stabilite de la început, de la începutul proiectului. Asta este foarte important în colaborare. Toate detaliile astea sunt discutate de la început, feedback-ul este
între toți, toți discută despre ce se întâmplă. Nu e doar pe operațiuni, bă, eu fac asta și atât, și pe development, eu am scris codul, ia-l, pune-l să fie sus, în producție. At any cost. Știi? Da. Da. Exact. De asta vorbim de pair programming, de asta, deci doi developeri, de asta vorbim de test-driven development, deci testezi împreună cu developerul și de asta vorbim de DevOps. Da. Și cumva, eu nu văd în DevOps două departamente diferite care unul dezvoltă și unul... Păi tocmai asta e, că da, DevOps în sine... Cum s-au ajuns să fie echipă și... Da, exact. De asta am zis că e colaborare. E o echipă care lucrează pe un proiect, nu operațiuni și IT. Fiecare are rolul lui, într-adevăr, dar iau în calcul rolul celuilalt. Exact. Și asta. Exact. Plus că DevOps este ceva foarte nou, aș putea spune. E încă ceva nou. E de câți ani încoace? De foarte puțini ani. Probabil 10 ani. Exact. E încă ceva nou. Și de asta nu există nici definiție. Da. 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 Exact. Păi, na. A, cu CrowdStrike, da. Exact, pentru că nu a funcționat DevOps. Deci nu s-a testat și noi avem problema asta cu multe. Tot ce ai scris cu toate app-urile care ai pus acolo au niște update-uri, deci pune în fond orice server. Da. Pentru că nu mai este lumea. Pe vremea mea se programa, ți-am zis, la kilobit, la... Avea programatorul, era și un DevOps. Da. 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 Și amândoi, și front-end-ul și back-end-ul, softiști, nu interesează din infrastructură. Să facă ăla și acolo de post. Da. Trebuie să știe de la fiecare câte ceva. La o adică trebuie să le spun să reprogrameze interfețe. Tocmai de asta se numește Jack of all trades, într-un fel. Tocmai de aceea e un Jack of all trades. Dar la chestia cu Microsoft, aici, într-adevăr, pot spune că a fost o problemă de DevOps. Pentru că aici era o problemă de comunicare între Microsoft și CrowdStrike, că ei colaborează. De asta există development, staging și production. Da. O moară în serv. Că au uitat să bage un punct și pierdul ăla în sfârșitul unui cod. Ăla ce o moară în serv. De asta zic că sunt foarte multe lucruri. La ora actuală se întrepătrund home user și user enterprise user. Da? Pe vremea mea era enterprise user, ăla avea treaba lui.
care nu mă întâlnă în japonii. Acum e greu. Da. Și sunt și foarte multe. Ți-am zis că noi am plecat de la o virtualizare ușoară cu 15 ani și am ajuns la cloud, OpenMU, la OpenStack, cu storage extern. Cluster de, deci numai cluster de face. Exact pe chestia asta că fac un update la un server, un sistem de Linux. Dar faci un update, mare serverul ăla, dar eu fiind într-un cluster, nu mare cluster. Și nu rămâne cu cear. Și am timp să rezolv un cluster de storage separat, pentru că nu permit să țin discuri într-un server. E discul ăla să fie dat de un client. Moare acele discuri, l-am pierdut pe datele client pe modelul judecată pentru că dau un interes de nu mai știu ce cu mine. Și ești obligat să faci toate și softul ăsta de monitorizare, nu mai crunte. Bun. Ca să monitorizăm, nu-ți mai zic că trebuie de penetrare. Da. Nu faia ta, ce faia ta? Trebuie să fim, zice ce, eu am soluții de cyber security, de 300 de euro. Și alerg întotdeauna din spate. Întotdeauna găsim câte o chestie, odată la două zile, tot am găsit un opor. În capul meu, ce ai producție, trebuie să ai același setup, același ăsta și development. Nu zic neapărat pe mașina de development. Nu, nu, acolo faci, faci versuri. Stai pus să pun întrebare. Deci, în capul meu, ce se întâmplă în production, același setup, hardware, software, security, ar trebui să le ai în toate fazele de DevOps spre production. Nu știu dacă neapărat pe mașina de developer, dar măcar ai un test environment, ai un staging, pre-production și mai departe. Teoretic, toate environment-urile astea sunt tot la noi, nu? Deci toate sunt la fel. Dar fi bine de DevOps. Deci dacă ei au... Și ei nu fac să... Deci, hai să... Nu mă opri, vă întrerup. Așa. Ca să nu mai ținem lumea. Da, exact. Așa. Ca să nu mai ținem lumea pe scaun și așa, putem să mai facem, mai stăm la networking după, că avem până la 9 rezervat spațiu, deci e ok. Dar până una alta, vreau să dau drumul numai la o chestie, care nu am anunțat-o public până acum, dar na, am zis că e momentul. Și o să pun chestia asta așa rapid. Da, deci am lăsat site-ul. Așa, da. În principiu, aici o să găsiți toate informațiile legate de meetup, de la evenimente, prezentări, speakeri, dacă vreți să aplicați ca și call for speakers, în cazul în care, nu știu, poate știți pe cineva care să devină, vrea să devină sponsor sau partener sau whatever, n-are importanță, codul QR, deja dacă l-a scanat, știți unde ajunge. M-ar ajuta pe mine super mult dacă v-ați înscris pe meetup.com să completați formularul de feedback. În cazul în care primiți pe mail, mă ajută pe mine super mult. Probabil că mâine o să vină mailul respectiv, că vine automat, eu nu trebuie să fac nimica. Așa, următorul eveniment e programat undeva în data 24 octombrie, dacă nu mă înșel. Da. Încă nu știu tema și știu speakerul, dar nu știu tema. De aia încă o să le anunț. Și cam atâta. Da. Video-ul cu înregistrarea de astăzi o să fie publicat pe canalul de YouTube în zilele următoare. Cam atâta am avut eu. Mersi că ați venit. O seară faină și mai putem să stăm la networking. Mersi.